Frați și surori, lăudați să fie Domnul! Amin! Aș vrea să mai încerc încă o dată. Spuneam joi bisericii că prin Harul lui Dumnezeu am posibilitatea să vorbesc și în fața unor grupuri de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu am bucuria asta să spun lăudați să fie Domnul și oamenii să nu se uite ciudat la mine. Și când spun lăudați să fie Domnul, chiar să creadă lucrul acesta. Așa că aș mai încerca o dată, lăudați să fie Domnul! Amin! El e bun! Am bucuria ca în această dimineață, la fel ca și joi, să fiu împreună cu dumneavoastră, cu biserica din acest loc. Așa cum fratele păstor spunea, provin dintr-o biserică din București, Biserica Haru, Pentecostală Haru, păstorită de fratele Ioan Ceuță. Probabil că unii dintre dumneavoastră mai în vârstă îl cunoașteți pe fratele Ceuță. Sunt acolo de aproximativ 5 ani de zile, de când am mers la facultate și pot să vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat foarte mult să fiu printre oameni care iubesc pe Dumnezeu, așa cum am văzut și aici, și oameni care sunt gata să facă ceva pentru comunitatea în care se găsesc. Aș vrea de asemenea, înainte să cânt melodia pe care o am înaintea Domnului, să aduc salutul bisericii. Salutul bisericii noastre în acest an este din Luca, de la capitolul 9, versetul 23, unde spune că Domnul Iisus le-a zis ucenicilor în felul următor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. E cineva hotărât să facă lucrul acesta pentru Domnul Iisus? Sunt sigur că în momentul în care ne-am predat inima în viața Lui, am zis: Doamne, vreau să mă lepăd de mine, vreau să-mi iau crucea în fiecare zi și să Te urmez pe Tine. Biserica noastră a declarat anul 2018 un an al influenței. Și dumneavoastră știți foarte bine că fiecare dintre noi poate să influențeze în mod negativ sau în mod pozitiv. Putem să influențăm pe cei de lângă noi în bine sau în rău. Așa că biserica noastră anul acesta a spus: vrem mai mult ca niciodată să influențăm comunitatea și oamenii și biserica într-un mod pozitiv, în bine. Și știți cum putem să facem lucrul acesta cel mai simplu și eficient? Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Mergând după El. Făcând ceea ce îi place Lui. Lepădându-ne de noi înșine și dându-I toată cinstea și gloria Lui Dumnezeu. Și melodia pe care o voi cânta exact despre aceasta vorbește. O viață în care recunoaștem că noi suntem un bun de țărână și toată gloria și cinstea și lauda este dată lui Dumnezeu. Amin? Amin. Sunt doar un bun de țărână, ieși din palmele tale, dar sunt și o mică rasă ce vine din veșnicul soare. Spre El mă întorc, al meu creator, și când un cântec din inima mea pentru împăratul împăraților, cinste și laude voi da. Tu tot ce am închis,
și prinț al păcii, Cântul ce am închid, mă plec la tronul divin, iar cântul meu se va lăța. Domnului meu, Regele meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu. Toată cinstea și gloria este a lui Dumnezeu. Amin.